Soția medicului erou Cătălin Denciu, care a suferit numeroase arsuri în timp ce și-a pus viața în pericol pentru a salva pacienții, a oferit primele declarații după tragedia de la Neamț. După tragedia am reușit să vorbesc un pic cu el, printre investigațiile care îi se făceau, și ultima dată am vorbit cu el înainte de a se suie în ambulanță și era încrezător. Nu am discutat despre ce s-a întâmplat, atât el spunea, eu sunt bine, ceilalți ardeau, era siderat de ceea ce s-a întâmplat și ce văzuse acolo. Nu pot să spun că era calm, era într-o stare de agitație, de oroare de ceea ce văzuse. Soțul meu a lucrat timp de un an de zile la Spitalul Saint-Luc în Bruxelles, la anestezie, și eu am zis că vreau să rămân să practic această meserie, să ajut românii, nu să mă duc în altă parte, și din cauza asta a rămas în țară cu mine. Considerați că decizia de a fi transportat în străinătate a fost o decizie bună? Eu zic că este șansa lui. Asta am discutat cu toți colegii și de specialitatea de plastică și ceilalți. Trebuia musai să-i se acorde șansa maximală. E suficient că i-au acordat minima șansă de a supraviețui într-un spital românesc, făcându-și treaba, măcar șansa de recuperare să o aibă. El era un om care își făcea treaba, nu stătea să comenteze, era un om corect și spera la corectitudine și din partea celorlalți. Nu știu dacă eu ar trebui să-l caracterizez când faci un asemenea gest. Cuvintele sunt de prisos. Și cred că ar trebui întrebați pacienții pe care a tratat și care îmi trimit mesaje peste mesaje de sprijin și de încurajare. Nu știu, sper să fie bine. Medicul Cătălin Denciu, rănit grav în urma incendiului care a izbucnit sâmbătă la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a fost transferat duminică la un spital din Belgia. El a suferit numeroase arsuri după ce a intrat în secția cuprinsă de flăcări și a purtat pe brațe pe pacienții intubați.